Mike Godoroja și Marius Mihalache au făcut o schimbare neașteptată. Au reușit o piesă care nu respectă nicio regulă. Lucky me, Kilian Port. Piesa la Kilian Port, clar, pentru mine a fost o descoperire în filmul Cel mai bine între pământeni. Este o realizare fără precedent. Așa am fost educat, așa am fost crescut, ca muzica să facă parte de mine sau eu să fac parte de muzică. Da, este un cântec protest. Te provoacă, te implică. Este o doină de pușcărie. Este un blues în același timp. Ce durere dureroasă, ce durere dureroasă. De pe YouTube l-au aflat pe Puiu Spiru, lăutarul deportat. Într-o după amiază de toamnă, au plecat în Delta ca să înțeleagă cine a fost. Puiu Spiru nu este perceput ca un erou. Este mai degrabă un exemplu, unul dintre multele exemple ale tragediei deținuților politici. Vin într-o familie de lăutari, mai exact, oameni care făceau muzica numai din simțuri, unde mi s-a implementat că viața nu poate exista fără muzică. Ani de căutări estetice și experiențe de sunet, de lucru fără odihnă în studio, au reușit o variantă neașteptată. Trece trenul printre munți. De acum, Mike și Marius pornesc pe un drum altfel. Fraților de la Chilia, e de rău tare noi. La Chilia, în port.